Autoritățile din Spania au avertizat că Barcelona, dar și periferiile acesteia unde locuiesc aproximativ 6 milioane de oameni, se vor confrunta cu restricții privind utilizarea apei în următoarele luni. Amploarea secetei din regiune a fost surprinsă în imagini de o dronă care a survolat cel mai mare rezervor de apă din partea de nord-est a Spaniei. Zona va fi cel mai probabil declarată calamitată până în septembrie dacă previziunile privind ploile puține se vor dovedi incorrecte. Guvernul spaniol susține că în acest moment rezerva de apă a scăzut la 27% din capacitate. Mergem în momentul acesta la colegul meu, Radu Trăscău, corespondent Antena 3 CNN în Spania. Radu, bună dimineața, bine te-am găsit. Și premierul s-a declarat cu adevărat îngrijorat de această situație. În ce situație vă aflați și ce s-ar putea întâmpla, ce măsuri ar putea fi luate? Bun găsit, Lorena. Așa este, trăim zile importante pentru luarea deciziilor în legătură cu apa, dar și cu protecția persoanelor. Și asta pentru că nu trebuie să uităm că anul trecut Spania a suferit cele mai importante incendii din ultima perioadă, iar pompierii avertizează faptul că nu vor putea să aibă grijă de pădurile uscate din septembrie dacă situația apei nu va fi rezolvată. De altfel, trebuie spus faptul că nivelul apei în rezervoarele Cataluniei este în jurul la 26%, așa cum ai spus și tu, comparând cu aceeași perioadă anului trecut, când vorbeam despre 57,9%. Este o situație gravă și se iau măsuri încă din luna februarie, iar săptămâna aceasta s-au reunit mai mulți specialiști, dar și mai multe sectoare ale administrației publice pentru a lua decizii suplimentare pentru a restricționa utilizarea apei și asta pentru că trebuie să ajungem la un caudal important pentru a putea face față secetei. De asemenea, trebuie spus faptul că aceste restricții sunt de utilizare cu o reducere de 40% a cantității de apă pentru sectorul agricol și cu 15% pentru industrie. De asemenea, trebuie spus că se vor lua măsuri de a limita consumul de apă pentru utilizări recreative și se interzice udarea spațiilor verzi, atât publice cât și private, și curățarea străzilor sau a vehiculelor cu apă potabilă. Industria turistică nu va avea de suferit și asta pentru că se ia în calcul consumul industriei turistice pentru următoarea perioadă în care turiștii vor veni în număr mare, dar se interzice umplerea fântânilor ornamentale și limitarea umplerii piscinelor private, dar nu vor fi afectate piscinele publice. De altfel, trebuie spus că se ia în vedere și limitarea consumului pe cap de locuitor, care ajunge la 230 de litri pe zi, dar ne asigură autoritățile că în momentul acesta estimările consumului de apă pe locuitor aici în Catalunia sunt în jurul la 117 litri, așa că oamenii de aici nu vor avea de suferit. Radu, mulțumesc foarte mult!